Чи цього одежа? Це буде у мському отварі. Bună seara tuturor! Aștept să îmi apară și mie live-ul ăsta. Și se pare că a apărut. Se mai aude? Bună seara tuturor! Aștept să îmi apară și mie live-ul ăsta. De ce se aude așa? Și se pare că a apărut. Se mai aude? Bună seara tuturor! Aștept să Seara, spuneți-mi cum auziți, pentru că la mine se aude un eco. Ia să fac căștile mai bine. Poate sper eu să fie de la laptop, dar nu cred. Microfon ZV1. Ia să fac eu așa, prima. Oare o fi mai bine acum? Cred că acum s-a reglat, așa. Da, nu-mi luase mie ultima setare. Oricum se aude un fâșit. Eu m-am codit să mai fac setup-ul cu microfonul și toate cele. Nu știu de ce, mai bine îl făceam. Dar lasă că oricum cântecele astea mi-am propus să le și înregistrez separat, așa că în seara asta o să cânt câteva cântecele de la Doru Stănculescu. Deja cred că știți că a plecat dintre noi zilele trecute, ieri adică, și cumva am simțit nevoia să fac live-ul ăsta pentru că, nu știu dacă știți, printre voi am primit, cred că cel puțin două live-uri până acum, mi-a cerut cineva să cânt balada aceea soldatului cu Vino mamă la răscruci. Și nu am cântat-o și nici nu am învățat-o. Și cumva acum mi s-a părut, nu știu dacă momentul potrivit, dar eu cred că niciodată nu e prea târziu, așa că haide să vă cânt câteva cântece de la Doru Stănculescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace, gata, deci mă bâlbui, mă... Dar nu mă pricep la vorbe. Eu sunt mai mult cu emoțiile și cu cântatul. Sper să ajungă la voi emoțiile pe care le-am avut eu astăzi cântând cântecele astea. Și cu ai mei pe lângă mine, că acum pe final cânta și Măruța. Salutare tuturor! Haideți să vedem! O să încep cu Fără petale, pentru că e un cântec pe care îl cânt de pe vremea Anotimpului 5, de când îl cântam împreună, mulți oameni la un loc, multe voci și era un cântec drag nou și atunci a rămas până în zilele de azi și da, hai să-l cânt. Nisipul fin aufta, zâmbește-n el, omul modern, marcat
aici în zadar. Își cheamă luna lupina altar. Strop de vină îngropat, ciorchin de sare fața iau spălat. Stale reci țes în fum, coperta n-aur și sicriu de scrum. Cearcă-ncearcă-n pieaptă-n ochii ei, mă-ncearcă-n Încearcă-n pieaptă-nă ochii ei, mă încearcă-nă. Fără tetale, am cântat și de emoții am uitat și să pun capodastru, dar sper că v-a plăcut și așa. Este într-adevăr minunat cântecul ăsta și pentru că nu vreau live-ul ăsta să fie tot într-o notă foarte melancolică și nu știu, găsiți voi un cuvânt potrivit. Ideea este că vreau să vă învețeleți un pic și să vă povestesc cum prima dată l-am ascultat pe domnul Doru Stâncălescu și știind cântecul fără tetale, nu știu, aveam impresia că trebuie să cânte toate cântecele în stilul ăsta. Dar a cântat Cafeaua de dimineață la Folk You și noi stăteam undeva acolo pe plajă și nu cred că am mai ascultat cântecul ăsta de atunci, dar mi-a rămas în minte și când am văzut versurile am zis, gata, trebuie să învăț și eu cântecul ăsta. Abia ieri, recunosc, azi, ieri. În afară de fără petale, nu am mai cântat niciunul dintre cântecele astea. Ridici o sprânceană și parcă-ți
că viața e frumoasă, îți pui o cămașă curată ca tine și vei o zeamă gustoasă, e cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta încă o zi carnaval. Și toate se-nvină ca cercul pătrat. Nu ai benzină și nici heroină, dar umbli drogat cu cafeaua de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta încă o zi carnaval. Coșmarul te apasă și în somn ai probleme, dar vine la vreme. Cine? Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta încă o zi carnaval. La prima audiție, cafeaua de dimineață. Doru Stăculescu, abia aștept să mă aud și eu. Pentru că sper să se audă, să se audă cât de cât ok am emoții. Aș vrea să știu, să-mi scrieți în comentarii ce când de ce mai știți voi de la Doru Stăculescu și ce amintiri aveți ascultându-l. Iar următorul cântec va fi Eco de romanță. Eco de romanță, cântec pe care la fel îl aveam în minte, nu știu, nu am idee când l-am ascultat prima dată, dar versurile țin minte că le recitam într-un colaj de poezii când, mă rog, eram în liceu sau în generală la mine, în Roșiori, cu câteva colege. Deci, astăzi nu o să cânt nimic altceva decât cântecele compuse de Doru Stănculescu și live-ul de miercurea viitoare va fi din nou cu de toate, iar pentru cei din București știți deja probabil, eu așa sper, că ne vedem mâine în True Club și o să cânt toate cântecele preferate de voi aici pe YouTube, adică cele mai vizualizate cântece de pe YouTube. Am făcut o selecție și mâine o să le cântăm în True Club împreună cu Dragoș și Paul. Minunat! Deci Circul, să înțeleg că e tot un cântec de la Doru Stănculescu, pe care eu, spre rușinea mea, nu-l știu. Dar cum să zic... Nu știu, astăzi am ascultat destul de mult, l-am ascultat destul de mult cântând pe Doru Stănculescu și inclusiv l-am văzut într-un live cu Loredana Groza, unde mi se pare că se vede... am văzut diferența foarte mare așa de atitudine între ei doi și
Mă rog, gata, hai cu vorba mai puțină. Da, am ascultat chiar mai devreme cântecul ăsta, Teo, nu-l știu, dar o să-l învăț că mi-a plăcut. Scurt și de efect. Să cânt, deci, Eco de romanță. Mi s-a rupt pana. Shambhala nu l-am învățat. S-a dus albastrul cer senin și primăvara și stați un pic. Cred că e cu capul. E prea jos. Na 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 na. Ce să fac? Să rup pana asta de tot? Să caut alta? Da, tot este un... Așa sper să fie. Sper să simțiți toți emoțiile pe care eu le am și gândul meu să ajungă și la voi, care mă poartă așa departe. Da. Ecou de romanță. Trebuie neapărat să-l cânt și cu Dragoș, pentru că e puțin doar o chitară pe cântecul ăsta. Și acum o să cânt Dumnezeu să-l odinească în pace. Și nouă ne pare rău, sunt sigură că na, artiștii de teapa dumnealui, uite că se duc așa în liniște și da, poate că ar trebui să nu fie așa, poate că nu este așa. Hai să fim mai pozitivi. Fără petale am cântat. A fost primul cântec pe care l-am cântat. Acum o să cânt Scrisoarea soldatului de ori și unde sau Vin o mamă la răscruci. Și din nou, repet, e prima dată când cânt cântecele astea. Și
Și o să le înregistrez curând, pentru că mi-ar plăcea să le am și eu aici. Da, este un cântec foarte interesant și foarte profund, așa mi s-a părut mie. L-am ascultat astăzi de foarte multe ori pentru că nu am mai folosit bătaia asta până acum în niciun cântec și pentru cei care cântă la chitară probabil știți că câteodată e dificil să sincronizezi vocea cu chitara, dar e foarte fain și este cântecul pe care mi l-ați cerut în live-uri să-l cânt și să-l învăț și uite că n-am făcut-o. Balada de copilărie n-am reușit să... Da, pe toate le-am ascultat astăzi, Veta, dar nu am reușit să le învăț pe toate categoric. Nu. Probabil, nu știu, dacă aș fi stat toată ziua cu chitara în brațe, aș fi reușit, dar... La noi în casă e dictatură, care vine de la copii. Și câteodată mi-e imposibil să... fac doar ce mi-ar plăcea. Și într-adevăr, din păcate, nici eu nu știu cântecele astea. Recunosc că singurele cântece pe care le știam erau Fără petale, Cafeaua de dimineață și Asta cu vino mamă la răscruci, pe care o auzisem tot așa cântată de altcineva, adică nici măcar nu original. Alex, uite, chiar acum o să cânt Hai. Hai, hai, di, hai, di, hai. Și este ultimul cântec pe care l-am pregătit pentru seara asta. Recunosc că mi-am propus să fie un live mai scurt, ca mâine să nu fiu obosită, să nu trag prea tare de voce acum.
Pentru că o să fie foarte solicitant mâine într-un club cu băieții. Sunt foarte multe cântece, timpul este scurt și s-ar putea să cântăm fără pauză și atunci un live mai scurt în seara asta cred că e bine meritat pentru mine. Și mi-ar plăcea să rămână doar cu cântecele pe care le știu de la Doru Stănculescu. Teo, sper să ai dreptate. Eu am bucuria cu care eu cânt n-are neapărat de a face cu cântecele, cu versurile, câteodată nici măcar cu versurile, dar cu momentele trăirile pe care le-am avut ascultând altă dată cântecele astea sau eu asta am în minte atunci când cânt. Că, spre exemplu, și Andri Popa, că am prieteni care mă întreau, Doamne, încă o dată Andri Popa, cum ai reușit să cânti cântecul ăsta? Dar eu nu știu, mi-aduc aminte, când cânt Andri Popa, eu mă gândesc la mine, la grădiniță, mi-aduc aminte de mine la grădiniță cu colegii când cântam acolo cântecul ăsta, că de la grădiniță știu și tot așa. Adică, pentru mine, fiecare cântec are o poveste, așa, care câteodată nu are legătură cu versurile, că probabil și de asta nici nu reușesc să cânt prea des fără versuri, pentru că intru în povestea mea și uit versurile, dar emoția există. Da, într-adevăr, un artist deosebit și din câte am înțeles, tot acum am aflat și eu, a fost primul compozitor din Cenacul Flacăra, adică a fost primul care a cântat în Cenacul Flacăra. Și nu mai știu ce cânte, cred că ai Hai. Dar nu sunt sigură. În fin, hai să cânt și eu cântecul ăsta, pentru că este minunat. Încă o dată trebuie să vă spun că vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Încă o seară de miercuri cu live-ul ăsta de care reușesc să mă țin săptămână de săptămână și hai să cântăm de la Doru Stănculescu tot ce știu, adică ai hai. Yeah.
dormă legănai. Hai, hai, di, hai. Cu mare drag. Cu mare drag să rămână în gândul nostru al tuturor și să ne bucurăm de ce a lăsat în urmă și să mergem mai departe, pentru că nu-i așa, viața merge mai departe. Vine și rândul nostru. Și eu vă mulțumesc că sunteți aici. Încercați miercuri de miercuri, zori multă sănătate, zâmbete. Și eu vă doresc exact la fel, îmi doresc mult de tot, mi-ar plăcea foarte mult să ne putem întâlni, să mutăm live-urile astea în aer liber undeva sau habar n-am, nu știu, să vă pot vedea și eu pe voi. Ne vedem mâine seară, mă văd mâine seară cu cei din București, o să cânt împreună cu Drago și Paul, cele mai vizualizate cântece de pe YouTube într-o formulă cu bas și cajon. Iar vineri seară cel mai probabil va fi și live-ul dedicat membrilor și încă o dată nu am cuvinte pentru a vă mulțumi pentru susținerea pe care mi-o oferiți, pentru faptul că datorită vouă visul meu merge mai departe și uite, voi fi aici în continuare, voi cânta și o să fac tot posibilul să mai compun și să evoluez așa cum pot. Griful chitarei. Nu mi-am dat seama. Dar o să înregistrez cântecele, toate cântecele astea, o să înregistrez zilele următoare și o să am grijă să se vadă și chitara. Oricum, acordurile le găsiți pe tabulaturi. Mă rog, am făcut transpoziție, cred că doar la două dintre cântece. Seară bună tuturor! Vă aștept joi. Din păcate nu mai reușesc să ajung la Cluj. Vorbisem cu cineva dar pe Facebook, cred. Da. Ne vedem mâine în București. Mulțumesc încă o dată că sunteți aici în fiecare miercuri. Și dragilor, aveți grijă de voi și bucurați-vă de moment și de azi. De ce se întâmplă acum? Adică de moment. Am cântat fără petale la început. Mulțumesc, Silviu. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o seară minunată. Ne vedem data viitoare. Noapte bună! Noapte bună tuturor! Vă mulțumesc!